municipiului, știi? Este vorba de o zonă de 3 hectare jumate care va fi reabilitată prin acest proiect. Este un proiect complex. Inițial acest proiect a fost gândit inclusiv cu zona de stadion mecanica. Din păcate nu a fost eligibil și acel obiectiv. S-a redus la 3 hectare jumate de suprafață care va fi modernizată, reabilitată și transformată într-o zonă de agrement. Acest proiect are două componente. Cea de-a doua componentă este o stradă de acces unde tot prin proiect se reabilitează, se introduc rețelele de apă și canalizare. Deci, un proiect important, ne bucurăm că Primăria Municipiului Orăștie a reușit să îl obțină în urmă cu 2017, a fost semnat contractul. În momentul de față suntem în etapa de implementare. Sperăm ca anul viitor, până în luna iunie-iulie, să fie finalizat și să poată fi deschis. Vorbeam despre a doua componentă a proiectului care se execută în acest moment. Este vorba de stadionul mecanica, cu tribune, tot un proiect complementar care va întregi acest obiectiv de investiții. Noi am avut și șansa și inspirația de a accesa mai multe proiecte pe acest program. E vorba de 3 proiecte care sunt în derulare, 3 smisuri care sunt în derulare și cuprinde aproximativ 450 de apartamente cu o valoare de, vă dau tot o cifră aproximativă, este vorba de 10.500.000, din care contribuția proprie este 1.200.000-1.300.000 de lei. Vă spuneam că este un număr destul de mare de beneficiari și eu consider că este un proiect extrem de important pentru că rezolvă cel puțin două mari probleme cu care se confruntă toate comunitățile din România. În primul rând, îmbunătățește confortul termic și reduce nu numai emisia de CO2, dar pentru cetățean reduce în primul rând costurile cu ceea ce înseamnă căldura, întreținerea apartamentelor. Și în același timp deși mărește valoarea lor ca și imobil. Pe de altă parte, se schimbă în mod esențial arhitectura unui oraș sau nu neapărat arhitectura, cât ceea ce înseamnă prima vedere sau primul contact pe care îl are un cetățean cu o imagine urbanistică într-o zonă. De ce este atât de important acest proiect pentru dumneavoastră? Pentru că ne-a propulsat foarte mult și din punct de vedere economic ne-am dezvoltat foarte bine și am reușit să câștigăm o credibilitate foarte mare, reușind să fim una dintre cele mai bune firme în acest domeniu din România la ora actuală. Și putem participa la orice proiect de infrastructură sau de minerit, universitățile, de cercetare, absolut orice. Ceea ce ne-a dat o garanție pentru următorii minim 10 ani de acum încolo. Pentru noi este foarte important din punct de vedere economic.
semnaturul proiectelor implementate prin Regio, Programul Operațional Regional 2014-2020 în regiunea Vest. Astăzi am făcut primele vizite, am vizitat 4 proiecte. Prima oprire a fost la Orăștie, unde am vizitat o zonă degradată, Stadion Mecanica, care va fi transformat în spațiu verde. Iată 3 hectare și jumătate de spațiu verde, locuri de relaxare, spații de joacă și alte facilități de recreere. Am fost apoi la Călan, unde am văzut un proiect de eficientizare energetică. Am văzut că acolo sunt în reabilitare, sunt în execuție mai multe astfel de proiecte de creștere a eficienței energetice. Am fost apoi și la o societate privată, pentru că știm că actualul POR și vechiul POR, de fapt, finanțează și zona privată, zona de micro-întreprinderi, zona de IMM-uri. Am văzut și ce s-a făcut acolo. Există un laborator modern unde se fac teste și analize tehnice. Ne aflăm în sfârșit la Castelul Corvinilor, în Hunedoara, care va fi restaurat și va fi pus în valoare printr-un alt proiect cu finanțare europeană. Am pregătit și o situație a proiectului pe județul Hunedoara. Până în acest moment au fost contractate în județul Hunedoara 172 de proiecte. Alte 47 se află în precontractare sau în evaluare. Sunt proiecte în valoare de 238 de milioane de euro. De spus că foarte important mi se pare faptul că monumentul nu se va închide pe perioada restaurării. Vor fi vizate corpuri de clădiri care vor fi restaurate, recepționate și sperăm noi ambientate și redeschise publicului. Asta ca răspuns a informațiilor apărute în ultima vreme în presă, prin care Castelul Corvinilor se închide pe perioada restaurării. Repet, nu se va închide, se va restricționa accesul în zonele vizate de aceste lucrări de restaurare, după care se, așa cum am menționat, se vor deschide și vor fi puse în circuitul turistic.